Going Bananas! Peste câți ani crezi că va putea să facă un robot ceva ștor? Consider că acest lucru se va întâmpla foarte curând, în aproximativ 10-15 ani, deoarece tehnologia evoluează pe zi ce trece. Ca urmare, noi astăzi ne găsim la o competiție de robotică. Dacă roboții ar avea sentimente, ce crezi că ar simți robotul echipei voastre? Cred cu tărie că robotul echipei noastre este Tifa Rambenstein, este mândru de tot ceea ce am făcut noi și vom face de acum înainte pentru el. Cum ți s-ar părea să iei un taxi condus de un robot? Mi s-ar părea interesant și ciudat în același timp. Ciudat pentru că ar fi un robot și n-aș discuta foarte multe cu el, n-am avea atâtea lucruri în comun. Iar interesant că aș ajunge mai repede la destinație și pe un drum mult mai scurt și aș plăti probabil mult mai puțin. Deci da, interesant și ciudat în același timp.